Am avut o lungă discuție cu colegii mei, o lungă dezbatere în care le-am prezentat câteva dintre considerațiile care au stat la baza deciziei de a mă înscrie în această cursă electorală. Le mulțumesc foarte mult colegilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. Acest lucru implică din partea mea o uriașă responsabilitate față de ei, dar și față de cei care își pun speranțe în candidatura mea. Mă refer la cei care nu sunt membri ALDE, ci care sunt simpatizanți și care cred că o astfel de candidatură este o soluție bună pentru viitorul României.